Reprezentanții societății termice au cerut convocarea Comisiei de Dialog Social ce s-a desfășurat la Prefectura Suceava. Discuțiile au vizat viitorul serviciilor de termoficare, problemele pe care le are în prezent societatea care produce energie termică, Bioenergie SRL, situația societății termice ESA aflată în insolvență și viitorul salariaților. Termica Suceava, societatea care asigură transportul și distribuția agentului termic, nu a achitat facturi către producătorul de energie termică Bioenergie în valoare de 4 milioane de euro. Prefectul județului Suceava a declarat că situația este neclară și în ceea ce privește stabilirea operatorului care să asigure transportul și distribuția energiei termice în condițiile în care la licitație s-au prezentat doar două oferte, una de la Termica și cealaltă din partea asocierii Adrem Invest Elsaco Botoșani, urmând ca în 7 august, în urma negocierii directe, să fie stabilit câștigătorul. Există câteva probleme în ceea ce privește activitatea de la SC Termica. După cum știm, de începând cu 18 iunie 2013, societatea este în insolvență, lucru care schimbă destul de mult modul de desfășurare a unei activități economice normale și din acest punct de vedere există câteva întârzieri în ceea ce privește plata către actualul producător de energie termică, sume destul de importante față de producția livrată, undeva s-a plătit până în prezent în jur de 30% din ce s-a facturat, ceea ce este foarte puțin, având în vedere că noul producător are nevoie să-și aprovizioneze cu materie primă, deci cu biomasă, tot ceea ce înseamnă producerea de energie termică din acest moment. Prefectul a precizat că o nouă întâlnire pe tema termoficării se va organiza după data de 7 august, când se preconizează că va fi desemnat și operatorul de transport și distribuție. Urmează ca în data de 7 august să aibă loc licitația organizată de Primăria Municipiului Suceava, în ceea ce privește această zonă de transport și distribuție, să fie asigurată. Bineînțeles, aici de asemenea sunt câteva probleme, având în vedere că SC Termica a adus în discuție un contract de concesiune pe 30 de ani, care, bineînțeles, juriștii îl vor verifica să vedem dacă acesta mai poate fi vorba să fie luat în calcul. Dacă nu, se putem, ca în data de 7 august, să alegem un competitor care să poată asigura transportul și distribuția la nivelul municipiului Suceava. Am solicitat, de asemenea, administratorului special să-mi prezinte un calcul al tarifului pentru transport și distribuție, întrucât tot cei prezenți, inclusiv cei care sunt parteneri ai SC Termica, vorbim de ACET, au susținut că actualul tarif de transport și distribuție nu este acoperitor pentru ceea ce înseamnă toate cheltuielile necesare pentru ca agentul termic să ajungă în casele populației din municipiul Suceava.